Bună seara, bine v-am regăsit! Un vrăcean și-a construit propria centrală eoliană ca să devină independent energetic. Bărbatul a investit în noul sistem mai bine de 25.000 de lei și spune că în ultimii 2 ani, de când și-a instalat această turbină eoliană, a economisit peste 80% din prețul facturilor la energie electrică. Omul despre care vorbim a început proiectul turbinei eoliene singur în urmă cu 2 ani. A construit schela sistemului și tot singur a montat până și ultimul șurub al instalației. El am alături de mine în studio pe domnul inginer Corneliu Țopană din cartierul Mândrești. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Bine v-am găsit! O primă întrebare, după care o să rog regia să ne difuzeze un material. De unde v-a venit ideea acestei centrale eoliene? Centrala eoliană n-am inventat-o eu, deci nu m-am apucat să inventez durata. Am încercat să fac un model de turbină eoliană care să fie mai accesibil, datorită faptului că ce am găsit pe piața românească era foarte scump. Și atunci am încercat cu forțe proprii să construiesc o centrală eoliană care să-mi asigure necesarul de energie electrică. Fiind într-un cartier al orașului în care se întrerupe foarte des curentul electric, fiind linia aeriene, asta a fost un alt motiv de a construi o sursă proprie de energie, mai ales care să o folosesc când bate vântul și când se întrerupe curentul, că asta se întâmplă în general. Când bate vântul, atunci se întrerupe și curentul. Haideți să vedem, stimați telespectatori, de ce a fost de stare domnul inginer Corneliu Țopană. Vrânceanul Corneliu Țopană este inginer de meserie. El a decis că trebuie să ia o măsură rapidă care să-l scutească de prețul mare perceput pentru curent de către societatea de distribuție a energiei electrice. Câteva nopți a căutat pe internet soluția magică. Dacă deschizi internetul la turbine eoliene, n-ai să găsești decât firme care descriu una sau două firme care se ocupă de turbine eoliene. Am revenit în direct. Domnule Țopană, cât curent produceți cu turbina eoliană, da? Turbina eoliană are o putere instalată de 10 kW. Această putere instalată e obținută când vântul are cel puțin o viteză de 10 metri pe secund. În zona noastră, din păcate, vânturile acestea nu sunt decât rar, cam jur la o săptămână pe lună iarna și cam la câteva zile vară. Bun, 10 kW este puterea maximă. Puterea maximă pe care se poate obține. Într-o zi normală. Ea merge la o capacitate de 2-3 kW, dar uite cum a fost astăzi, că astăzi a fost o zi cu vânt, am ajuns în jur de 5-6 kW. La vântul care a fost astăzi a fost de 7 metri pe secundă. 5-6 kW, asta înseamnă la un bec de 100 de wați să ardă non-stop 500 de becuri. Da, da, eu am folosit pe oră. Astăzi am alimentat instalația casei toată și în afară de asta surplusul de energie l-am folosit pentru încălzire. Deci deja asta aveți un surplus. Surplus de energie. Deci când bate vântul tare, încălzesc apa curent menajeră, încălzesc în casă cu ajutorul unui sistem pe care l-am început acum, electric, și mă sunt mulțumit până în momentul de față de rezultatele ei. Spuneți-mi, este adevărat că ați cheltuit 25.000 de lei până acum? Da, deci poate am depășit suma asta, că la un moment dat n-am mai ținut cont de cheltuiel. Când vrei să ești apropii de final și vrei să vezi realizată dorința care ți-ai pus-o, nu mai ții cont că ai mai dat, eu știu, bani pe acolo, pe acolo și până la urmă o faci. Dar în medie cam banii ăștia au fost. Bineînțeles că dacă vroiam să o cumpăr de la o firmă, mă costa de cel puțin 4 ori mai mult suma aceasta. Și nu era ce am făcut eu. Pentru că turbina care am făcut-o eu este un binare între o turbină normală, care se găsește în comerț, și o turbină industrială, din aceea care o vede toată lumea prin țările din vest, care produce și dă în rețea. Deci noastră, de fapt, ați făcut un produs care să vă poartă numele. Ați luat de acolo puțin, de acolo puțin. Da, da, da. Pentru că o turbină normală care se vinde pe piața românească are niște mici subansamble care costă foarte mult și îi mișorează fiabilitatea. E vorba de cel invertor, încărcător, baterii, care trebuie schimbate din când în când. No, vreau să-mi spuneți,
din ce se compune acest sistem, totalitatea lui. Deci am văzut, telespectatorii acum au ocazia să vadă pe micul ecran, avem un stâlp foarte înalt, câți metri are? Are 18 metri. 18 metri, în capătul lui sunt trei pale de elice care se învârt. Deci, din ce este compusă tot acest sistem? Deci, acest sistem este un ansamblu format dintr-un motor reductor, dintr-un generator, pentru că acele pale se învârt cu o turație maximă de 100 de rotații. Pe minut. Pe minut. Multiplică turația, ajungând în jur de 3000 de turi. Este rotația la care generatorul ajunge la tensiunea de 220 pe care o putem să o folosim. Am înțeles. Deci avem stâlpul, avem generatorul din vârf. După care, ce mai avem la parter? La parter este partea de automatizare care monitorizează tensiunea, deci un tablou de comandă și comută anumiți consumatori și partea de înmagazinare, pentru că, așa cum vă spuneam, când nu bate vântul destul, adică undeva până în 3-4 metri pe secundă, ea se învârte, pentru că pornește centrala, dar dă o cantitate mai mică de energie, deci pe care eu o magazinez. Adică o stocați în baterii. O stochez în baterii. Cu ajutorul unui dispozitiv... Câte baterii aveți? Am un ansamblu de două baterii, dar mari, de 12V 200 de amperi, care magazinează jur de 5 kW, și un sistem de încărcare a acestor baterii care preia energia din turbina eoliană. Nu intră în amănunte. După aceea urmează un invertor, care e invertorul acestui dispozitiv electronic care transformă tensiunea continuă a bateriilor în tensiune alternativă.